Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Începem jurnalul cu un grupaj de informații în exclusivitate pentru AgroTV. Informații legate de valurile uriașe înregistrate în piața cerealelor. Pentru a profita la maxim de producțiile pe care le obțin, fermierii trebuie să-și aleagă foarte atent momentul în care să-și vândă marfa, în funcție de evoluția prețurilor. Pentru a veni în sprijinul agricultorilor, Cezar Gheorghe, expertul Clubului Fermierilor Români în Comerțul cu Cereale, a prezentat la AgroTV o analiză a pieței, invitat de Constantin Rudnitski în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Dacă vorbim de rapiță, în momentul ăsta știm că nu poți să o stocheze prea mult timp. Vorbim de România acum. Vorbim de România acum, okay. Da. Sfatul meu este pentru cine poate să o stocheze, să o mai ține, că după noiembrie va fi din nou un raliu asupra prețului. Uh-huh. Cine nu poate să o vândă, pentru că e un cash commodity care le generează venituri în fermă și își vor acoperi foarte mult cheltuieli care le-au avut de-a lungul iernii și de-a lungul primăverii. Okay. Orzul la fel, să știți, că la fel este un raliu la orz acum, a ajuns undeva la 350 deja de euro. Deja e în curs, da? Da, pentru simplu motiv că s-au pus vânzări din decembrie și marfa nu există încă, vom avea o întârziere oarecum la recoltare de o săptămână, iar vânzările sunt puse pentru a doua jumătate a lunii iunie. Okay. Mergem mai departe la grâu, sfatul meu e să vândă cât mai parcimonios, adică să vândă dacă au nevoie ca de lichiditate. Ca să-și acoperi costuri, dar pe lichiditate, da? Dar pe termen lung grâu va avea, sigur că da, grâu va avea căutare. Până nu se termină războiul de acolo, până nu ies rușii sau nu capitulează, da, grâu rămâne sus. Piața porumbului în anul 2022 se anunță încă de pe acum a fi una extrem de interesantă, mai ales în condițiile în care prognozele par să indice scăderi semnificative de producție. Astfel, porumbul va deveni o adevărată vedetă în comerț, însă acest lucru nu este reflectat deocamdată în prețurile actuale. Tot în cadrul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România, expertul Clubului Fermierilor Români în Comerțul cu Cereale, Cezar Gheorghe, a prezentat o analiză completă a pieței din acest moment, coroborată cu previziuni pentru perioada următoare. Dacă puteți să dați un sfat fermierilor români, ce ar trebui să facă producătorilor de grâu, de exemplu? Prognoza ați spus-o, avem seceta din Moldova, vom avea totuși o producție, ați estimat-o dumneavoastră undeva, ziceați... Minim 8,4, maxim 9,2, okay. Să zicem. Ce trebuie să facă în acest context de care vorbiți? În iulie ziceați că s-ar putea să fie problemă mare cu transporturile, prețurile sunt bune totuși pentru fermi. Hai de să o luăm și altfel. Nu neapărat. Nu? De ce? Nu care neapărat. Ar fi pentru simplu motiv că ne uităm la porumb. Da. Și sărb de la grâu la porumb în momentul ăsta. Și vă pot spune doar atât. Porumbul este subcotat în momentul ăsta pentru simplu motiv că indicația pe Euronext este 376, dacă nu mă înșeală memoria. O secundă să mă și uit. Fără să nu vorbim prostii. Nu e nicio problemă. Da. Mai bine să nu, să nu dăm... Deci indicația... Să nu dăm vreo... Noiembrie 2022, exact 379 de euro, okay. În creștere cu 17 euro dimineața asta, iar indicația portului Constanța este pentru recolta nouă de 310 euro pe tonă. De porumb vorbi. De porumb. Okay. Deci o diferență de aproximativ 68 de euro pe tonă. Mi se pare prea mare diferența. Și de ce vă spun asta? Ucraina genera 40 de milioane de tone de porumb. Anul ăsta vor genera maxim 20 recoltă. La fel cu condiția aceea de export care nu vor putea îndeplini maxim 10 milioane de tone, să spunem. Uniunea Europeană este în descreștere la porumb, pentru că la fel din cauza secetei, Franța, care este un mare producător de porumb, va avea probleme, ca și România poate. Bun, de dar logica pe care o spuneți e aceeași totuși. Deci avem nevoie de mai mult porumb, dar prețul scade sau asta înțeleg? Nu este cotat încă. A, încă nu avem. Pentru că există o presiune. Există o presiune datorită porumbului ucrainean, care vrea să intre și este discountat cel pentru a-și face loc. Vorbeați și producția nouă și producția veche. El va fi discountat pentru a-și face loc, fiind o marfă de volum. Statele Unite vor genera cu 17,5 milioane de tone de porumb mai puțin față de anul trecut, pentru că și-au redus suprafața datorită costurilor foarte mari de înființare, au migrat spre soia. Bun. Deci deja iarăși porumbul scade și el la rândul lui.
Se anunță o vară haotică pentru comerțul cu cereale. Costurile de transport au explodat în ultima vreme, fapt care va afecta grav comerțul din următoarele luni, avertizează Cezar Gheorghe, expert analist în comerțul cu cereale, în cadrul Clubului Fermierilor Români. În exclusivitate pentru AgroTV, specialistul a prezentat situația la zi de pe piața cerealelor, explicând la ce trebuie să se aștepte fermierii pe parcursul acestui an. Eu cred că, realistic vorbind, prin România nu vor putea să treacă mai mult de 500.000 de tone pe lună. Și asta deja impactează foarte mult piața locală. Și de ce spun acest lucru? Bun, am ajuns și la piața locală. Dați-ne niște repere și despre piața locală, că e important. E foarte important. Mai avem stocuri în România? Mai vinde cineva acum? Sau din câte toată lumea stă, vă dați seama că... Bun, toată lumea așteaptă momentul, să zic. Da. Pentru că e o logică a pieței, nu... Evident. Nu te apuci să vinzi pe isteria asta generală de creșterea prețurilor. Dar revenind la costuri, să știți că nu numai prețul contează. Logistica va fi, să zicem, și iertați-mă dacă folosesc un cuvânt prea mare, cumplită în luna iulie. Pentru că dacă ne vom descurca cu urzul și cu rapița și vor fi unități de transport, mă refer la autocamioane. Când va veni luna iulie și vor veni și fluxurile ucrainene spre noi, nu vom avea nici camioane, nici vagoane, infrastructura noastră de cale ferată crapă efectiv. Mi-aduc aminte acum un an de accidentul de la Fetești s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, costul... Deci vom avea o problemă serioasă de transport, spune dumneavoastră. Costurile s-au dublat, ca să știți. S-o lămurim scurt. O barge care mergea de la Galați la Constanța, spunem, cu 10 euro, astăzi costă 20. În Giurgiulești, unde este un transbord pentru marfa ucraineană, credeți-mă că s-a ajuns și la 30 de euro pe tonă pentru transbordul mărfii. 30 de euro e cumplit. S-a ajuns la costuri de transfer a mărfii până în frontiera românească de circa 120 de dolari. Nu se mai ține cont de nimic. Pe românește e haiducie. Cine plătește mai mult, ăla intră în față și îi se ia marfa. Formidabil. Deci e un haos total. E un haos total. Mai mult decât atât, revenind la barierele tarifare care se vor a fi eliminate, taxele vamale, certificate fitosanitare, sanitar veterinare. Țin să amintesc că în timpul recoltării din 2021, Ucraina a recoltat porumbul la UD. Ce înseamnă? Da. Fermierii știu care înseamnă, ne înseamnă pentru că mai puțin. Nu sunt suficient de convins că porumbul ăla a fost uscat. Și ajunge de calitate să poată fi. Și poate exista probleme de calitate, de micotoxine, de benzopiren, de contaminant și toate cele. Dar tu dacă lași să intre și să indigenizezi marfa aia în interiorul Uniunii Europene, fără să-i mai ai TVA pe ea, fără să-i mai ai certificate sanitar veterinare, fără să mai ai toate formalitățile făcute, efectiv, ei toți îi tragi în Europa și amesteci la un final. Că din Europa pleacă spre destinațiile care au nevoie de mâncare, haide să fim serioși, totul este vorba la un final despre profit. Multe dintre suprafețele agricole din țară sunt acide sau acidifiate și au nevoie de tratamente pentru ameliorarea pH-ului. Fermierii care se confruntă cu asemenea probleme pot utiliza omiacalcipril. Are grijă de baza culturilor dumneavoastră și de pământul pe care îl lucrați. Proprietățile și mai ales efectele benefice aduse solului de omiacalcipril le puteți afla din materialul pe care îl difuzăm imediat. În zona extremă, a vestului extrem, să spun așa, de exemplu Cenad, partea asta, Dudești Vechi, partea de graniță cu Ungaria, făcând parte din Câmpia Panonică, noi avem o structură a solurilor provenită dintr-un pământ format nou, fiind un fund al unei mări panonice care a existat acum 1 milion de ani. Pământul ăsta nu are o structură prin definiție, el e plin cu elemente nutritive, dar nu are o structură granuloasă, o structură prin care să fie permeabilă, în care să pătrundă aerul și ca organismele aerobe, care sunt majoritare în sol și care ne dau bogăția solului, să se dezvolte. Și implicit trebuie să venim cu amendament pe bază de calciu pentru ca să formăm o structură, ca să rupă legăturile intime dintre granulele din sol și să formăm o structură permeabilă și bine aerată. Și în fiecare an, dacă e posibil, când ne putem permite financiar, că toate se limitează la cheltuielile avânte pe fermă, implicit pe unitatea de suprafață, să intervenim cu anumite cantitate. Să spun, în primul an dau 500 de kg. În funcție de cum ne permite asolamentul, mai aplicăm 500 de kg, fiindcă el tot timpul are un rol important în sol, adică fiind în sol și aglomerând tot mai mult în carbonat în sol,
creăm o structură a solului care se menține ani de zile după aceea. Carciprilul folosesc de vreo 3 ani de zile. E granular, e foarte ușor de împrăștiat față de alte sortimente bazate pe carbonat de calciu, care se împrăște mult mai greu fiind micro, foarte fine și de altfel un praf. Și are multe avantaje pentru sol în special și pentru plante. El are o influență teribilă în a fragmenta solul, a crea o structură a solului, pentru ca să cumulăm în coloiză anumite elemente nutritive. Altfel el ar fi compactat și implicit anaerob. Deci are o funcție pentru a modifica structura solului și mai e foarte benefic pentru membrana celulară, pentru structura plantei. De altfel, calciu mobilizează elementele în sol și creează halouri în care se pot asimila anumite elemente chiar blocate. Are o valoare reziduală benefică, că nu în primul an chiar se dizolvă tot, dar depinde de cât de bine micronizat e și intră în soluția solului. De altfel, se prelungește pe mai mulți ani. Dar trebuie venit cu o completare datorită faptului că să aplicăm cantități probabil prea mici, toate raportate la cheltuieli. Produsul este cunoscut în Timiș, cel puțin în partea de vest este foarte cunoscut, fiindcă provine și de la o firmă cunoscută, Omnia, și normal că fermierii interesați îl cunosc. L-am folosit pe terenul cu aciditate mai mică, specifică, undeva la 6 pH-ul, 5,86, cu corecții de pH și implicit pentru a hrăni plantele. Calciu e esențial în plantă. Aplicarea carciprilului care creează o structurare a solului să pătrundă rădăcinile mai bine, să formează raticulații suplimentare la plante, ca să absorbă cât mai multe elemente din solul ăsta, care în fond el e bogat în elemente, dar sunt foarte multe blocate. Carciprilul, fiindcă e granulat, ai posibilitatea să-l așezi uniform pe toată suprafața. Omnia, totul pentru o lume mai productivă. Din cauza creșterilor accentuate a prețurilor la energie și la materiale de construcții, autoritățile locale se confruntă cu un blocaj în realizarea lucrărilor contractate, lucrări care ar fi trebuit finalizate cu banii obținuți de la grupurile de acțiune locală din România. Același blocaj este semnalat și la achiziția de echipamente industriale pentru UAT-urile din țară. Alexandru Potor, președintele FENEGAL, atrage atenția asupra riscului ca România să piardă la capitolul investiții în mediul rural, deoarece proiecțiile financiare din trecut nu mai corespund cu cele actuale. Multe proiecte selectate, contractate cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale stau, nu sunt implementate, beneficiarii nu transmit un semnal foarte coerent pe această direcție, pentru că încearcă să găsească niște soluții, pentru că din punctul meu de vedere nu se întrevăd speranțe. E clar că dacă prețurile au crescut într-un ritm absolut neprevăzut și spectaculos, cei care au contractat, antreprenorii care trebuie să realizeze acele investiții, nu o să lucreze în pierdere niciodată. Oricât s-ar chinui beneficiarul care dorește să aibă o hală sau, nu știu, să cumpere un utilaj, e clar că nu o să primească nimeni, nu o să fie nimeni de acord să furnizeze acele echipamente sau să facă acele construcții mergând în pierdere, pentru că ar însemna falimentul pentru cei care au contractat. Deci, proiectele astea sunt sortite, pe de-o parte, blocării și ulterior eșecului. Ce se va întâmpla? Ele se vor întoarce foarte târziu către anvelopa financiară a Ministerului Agriculturii, Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale. Practic, probabil 2022-2023 vor fi convinși beneficiarii că nu se poate face nimic altceva și vor fi reziliate, rămânând un timp foarte scurt pentru a fi din nou repuse în lucru, a fi relicitate, deschise. Și atunci există un risc important de a pierde bani spre orizontul 2023 și chiar 2025, dacă funcționăm pe regulile de tranziție. Programul Usturoiul se bucură și anul acesta de mare succes în rândul fermierilor. În județul Olt, numărul fermierilor înscriși în programul de susținere a producției de usturoi este aproape de 2 ori mai mare față de anul trecut. De ce sunt fermierii olteni hotărâți să acceseze acest program? Aflați imediat din materialul următor.
Potrivit directorului Direcției Agricole Județene Olt, Gabriela Andronie, citată Ager Press, până acum s-au înscris în programul pentru usturoi 211 fermieri din diferite zone ale județului, cu o suprafață cultivată de peste 256 de hectare. Vizitele în teren au început și la fermierii care s-au înscris în acest program, până acum fiind efectuate 25 de verificări în teren. Față de anul trecut, numărul fermierilor din program este aproape dublu, suprafața cu usturoi fiind de asemenea mai mare. Anul trecut, din cei 140 de fermieri care s-au înscris în program, după verificarea documentelor și controalele în teren, au rămas eligibili pentru ajutorul de minimis 108 fermieri. Conform documentelor de valorificare depuse în vederea obținerii ajutorului de minimis, cultivatorii din județul Olt au produs și au vândut anul trecut peste 300 de tone de usturoi. Prin programul Usturoiu se acordă fermierilor un sprijin financiar de 3.000 de euro pe hectar, producția minimă fiind de 3 kg pentru 10 metri pătrați. În acest an, alocarea bugetară la nivel național pentru susținerea cultivării usturoiului este de 22,2 milioane de lei. Castraveții sunt unele dintre cele mai comune legume de pe masa românilor. Cultivarea lor în câmp se poate realiza fie prin semănat direct, fie prin răsad. În România există trei tipuri de culturi: timpurie, de vară și de toamnă. Castraveții timpurii, spre exemplu, se plantează pe suprafețe mici, costurile de producere fiind mari, pentru că și prețurile pentru răsaduri sunt mai ridicate. Ca să știți când și cum să cultivați castraveții în câmp, vă invit să aflați mai multe detalii în materialul următor. Ca să aveți o recoltă bună la castraveții de câmp, trebuie să țineți cont de câteva reguli foarte importante. Specialiștii în legumicultură spun că, în primul rând, terenurile trebuie să fie bine nivelate, plane, permeabile, cu o dispunere sudică și un pH corespunzător. Cultura de castraveți nu trebuie să revină pe aceeași suprafață de teren mai repede de 3 ani. Câteva plante bune premergătoare pentru cultura de castraveți sunt fasolea, cartofii, ardei, tomatele, lucerna, varza, usturoiul. Lucrările de început se fac toamna prin nivelarea, discuirea, fertilizarea de bază cu îngrășământ organic, care se incorporează în sol odată cu arătura adâncă la 25-28 de cm. Producerea răsadurilor se face în spații protejate sau în răsadnițe. Se seamănă între 15 și 20 martie, cu o normă de semințe de 1-1,5 kg pentru un hectar de cultură. Se seamănă două semințe în cuiburi nutritive cu latura de 7-8 cm. Sunt recomandate semințele tratate chimic pentru a preveni apariția bolilor. La plantare, răsadul trebuie să aibă 40-45 de zile și un număr de 4-5 frunze. Plantarea răsadurilor se face manual, la începutul lunii mai, după ce pericolul brumelor târzii a trecut. Prășirea se face manual și mecanic doar când creșterile vegetative o permit, astfel încât să nu fie deranjați vrejii. La prașila a doua, plantele se mușuroiesc ușor la bază, iar din loc în loc tulpinile se acoperă cu pământ pentru a favoriza emiterea de rădăcini adventive. Combaterea bolilor se poate face prin măsuri preventive și curative. Bolile care pot să apară sunt mana, pătarea unghiulară, alternarioza, antracnoza, putregaiul cenușiu, făinarea, descrise la cultura castraveților în spații protejate, după cum se arată pe fitomagazin.ro. Vă doriți un îngrășământ foliar pe care să-l aplicați la toate culturile agricole și horticole? Fie că aveți o livadă, solarii și sere cu legume sau culturi pe care le veți amplasa în curând în câmp, porumb, floare sau chiar culturi înființate în toamnă, precum cereale păioase, rapiță, vă recomandăm aplicarea îngrășământului Folic N Universal. Cum vă ajută Folic N Universal? Ei bine, acest fertilizant foliar complex conține 14% azot, 5% pentoxid de fosfor și 7% oxid de potasiu. Previne și reduce efectul negativ pe care îl are carența de microelemente și aprovizionează plantele cu macroelemente de bază. Îl recomandăm pentru stimularea creșterii și dezvoltării plantelor, precum și pentru aprovizionarea plantelor pe care foliară cu elemente de bază, azot, fosfor și potasiu. Folic N Universal ajută totodată la stimularea proceselor fiziologice, îmbunătățind în același timp absorpția substanțelor nutritive prin rădăcini. Pe lângă aceste aturi, Folic N Universal mai are și următoarele avantaje:
Compoziția perfect echilibrată a elementelor nutritive asigură o absorpție rapidă și eficientă. pH-ul neutru mărește gradul de asimilare al elementelor minerale și permite utilizarea eficientă a produsului în amestec cu produsele de protecție a plantelor. Sistemul tampon, care reglează și stabilizează soluția de stropit în timpul efectuării tratamentului. Aplicat în doză de 3 până la 5 litri pe hectar la cereale păioase, rapiță, porumb, floarea soarelui, căpșun, pom fructifer, legume în câmp, dar și în spații protejate, ajută la obținerea unor producții mari și de bună calitate. Rețineți! Agri îți oferă două analize foliare pentru a folosi la maxim îngrășămintele foliare din gama Folic. Contactează echipa Agri pentru a vedea care sunt condițiile necesare. Grindina a făcut ravagii în mai multe zone ale țării. În ultimele zile, grădinile, culturile și pomii din Livezi au suferit pagube imense pe fondul acestor fenomene meteo extreme. Deși unele zone afectate beneficiau de rachete anti-grindină, fermierii s-au împotrivit lansării acestora. Un astfel de caz s-a petrecut în comuna Dobrovăț din județul Iași. Un grup de fermieri au mers cu mașini și căruțe în fața punctului de lansare a rachetelor antigrindină de la Codăiești, județul Vaslui, pentru a împiedica operațiunea, motivând că aceste rachete ar alunga ploile. Mare conflict în județul Iași, unde fermierii din Dobrovăț, cu mic cu mare, au ocupat stația antigrindină pentru a nu fi lansate rachetele care combat acest fenomen. Până la sosirea echipajului de poliție care să calmeze spiritele, a început ploaia, iar grindina nu a mai putut fi oprită, conform unui reportaj difuzat la Digi24. Județul Iași beneficiază în total de 16 puncte de lansare a rachetelor antigrindină, care protejează o suprafață de 268.000 de hectare. În zonele unde lansarea nu a fost împiedicată, culturile agricole nu au suferit pagube. Natura s-a dezlănțuit și în alte zone ale țării care nu beneficiază încă de sistemul de protecție antigrindină. La Dej, de exemplu, în județul Cluj, grindina de mari dimensiuni a făcut prăpăd, distrugând culturile oamenilor și grădinile acestora. La nivelul județului Cluj nu există astfel de sisteme instalate. Am verificat acest aspect începând cu anul trecut. Am discutat pe tema asta la nivelul Ministerului Agriculturii. Autoritatea pentru administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creșterea precipitațiilor se ocupă de aceste tipuri de investiții considerabile, din câte am înțeles, ei fiind și cei care le monitorizează, operaționalizează și gestionează ulterior. La fel evaluează la nivelul țării nevoia în acest sens împreună cu ANM, a precizat prefectul județului Cluj, citat de Reflect Media. Autoritățile din județele Cluj, Iași și Bistrița-Năsăud au emis și o avertizare de tip pro-alert pentru grindină, vijelii și averse torențiale la sfârșitul săptămânii trecute. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.